Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora știrilor. Autoritățile anunță despre destructurarea unui grup infracțional implicat în trecerea ilegală de către cetățeni ucraineni a frontierei Republicii Moldova. Acesta era constituit din trei moldoveni cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, originari din Otaci și Ocnița. Отвезу в хату, заселю, покормлю, отдохню. Bărbații asigurau traversarea hotarului în afara punctelor oficiale, atât terestru cât și pe râul Nistru. Pentru serviciile lor, ei cereau câte 4.500 de dolari per persoană, se arată într-un comunicat al PC Cox. Procurorii mai spun că indivizii și-au această activitate încă în vară. Ei au fost reținuți pentru 30 de zile, mai spun forțele de ordine, potrivit cărora investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, inclusiv a funcționarilor publici care ar fi favorizat activitatea canalelor de migrație ilegală. Operațiunea de destructurare a acestui grup s-a desfășurat cu implicarea Serviciului de Securitate al Republicii Moldova și cel al Ucrainei. Zilele trecute, poliția a anunțat despre reținerea încă a unui membru a unui alt grup criminal specializat în transportarea ilegală a bărbaților ucraineni în Moldova, care cerea câte 7.500 de dolari per persoană pentru acest serviciu. Menționăm că în statul vecin funcționează legea marțială ce interzice ieșirea din țara bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. A vrut să iasă din țară, dar mașina i-a luat foc la trecerea hotarului. Cazul s-a produs în această dimineață la punctul de trecere Criva și a fost făcut public de autoritatea de frontieră. Potrivit unui comunicat, incendiul a izbucnit la motorul unui automobil de model Volkswagen cu numere de înmatriculare moldovenești. Grănicerii au stins vâlvătaia până la sosirea pompierilor. Din imaginile publicate se vede însă că focul a distrus serios partea din fața autoturismului. Incendiul nu a făcut victime, mai scrie poliția de frontieră. Un accident cu implicarea 200 de automobile a avut loc în această dimineață în China din cauza ceții. O persoană a murit în carambolul produs pe un pod. Unul dintre cei implicați în coliziunea în lanț au făcut înregistrări video, iar o persoană a declarat că ceea ce s-a întâmplat este înfricoșător. Aceasta a mai spus că locul accidentului e plin de oameni și se teme că nu va putea ieși de acolo. Numeroase persoane rănite au rămas blocate în autovehicule, iar departamentul de pompieri a trimis 11 autospeciale și 66 de pompieri pentru a acorda asistență, a relatat postul public de televiziune. În multe regiuni, vizibilitatea era sub 500 de metri miercuri dimineață sau chiar sub 200 de metri pe alocuri, a precizat Serviciul Meteorologic. Din luna noiembrie 2023, cetățenii din afara Uniunii Europene, dar și a spațiului Schengen, inclusiv moldovenii și ucrainenii care vor dori să intre în spațiul comunitar, vor trebui să aplice pentru o autorizație de călătorie pentru care vor da 7 euro. Informația a fost confirmată pentru TV6 de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Daniel Vodă. Potrivit Ministerului de Externe, pe lângă moldovenii, de autorizația de călătorie vor mai avea nevoie cetățenii americani, britanici și toți cei ai statelor extracomunitare cu vârste cuprinse între 18 și 70 de ani. Purtătorul de cuvânt al diplomației moldovenești ne-a spus că documentul va fi valabil pentru o perioadă de 3 ani sau până la sfârșitul perioadei de valabilitate a pașaportului utilizat pentru obținerea autorizației de călătorie.
Actualmente, UE planifică începerea funcționării ETIAS din noiembrie 2023 pentru o perioadă de 6 luni de la data începerii funcționării ETIAS. Utilizarea autorizației de călătorie va fi opțională. La trecerea frontierei externe a UE, de exemplu a frontierei moldo-române, cetățenii Republicii Moldova vor fi informați de către autoritățile române despre faptul că vor fi obligați să dețină o autorizație de călătorie valabilă de la data expirării perioadei de 6 luni din momentul începerii funcționării ETIAS, a mai precizat Daniel Vodă pentru TV6. La începerea funcționării ETIAS, Comisia Europeană împreună cu statele membre ale Uniunii Europene vor organiza campania de informare cu privire la aplicarea sistemului. În cazul Republicii Moldova, campania de informare se va desfășura inclusiv în limba română, mai spune Ministerul de Externe de la Chișinău. ETIAS va fi un sistem electronic în mare măsură automatizat, creat pentru a identifica orice risc de securitate sau migrație neregulate. Astfel, cetățenii din afara UE vor trebui să solicite o autorizație de călătorie înainte de a porni la drum. Majoritatea cererilor vor fi procesate în câteva minute, dar pot dura și până la 30 de zile. Prin urmare, solicitarea autorizațiilor de călătorie va trebui făcută din timp. Compania Energocom și centrala de la Cuciurgan au prelungit contractul de livrare a energiei electrice pe malul drept al Nistrului. Anunțul a fost făcut de așa numitul Minister al Dezvoltării Economice din regiunea transnistrană pe canalul său de Telegram. Potrivit Energocom, prețul de achiziție rămâne neschimbat de 73 de dolari pentru megawatt-oră. Potrivit informațiilor publicate de așa numitul Minister al Dezvoltării Economice din regiunea transnistreană, în ianuarie 2023, Tiraspolul va primi în continuare întreg volumul de 5,7 milioane de metri cubi pe zi de gaze naturale, pe care Gazprom îl furnizează Republicii Moldova. În schimb, centrala de la Cuciurgan va furniza energie electrică pe malul drept la indicatorii medii zilnice din decembrie și la același preț. Ulterior, și Energocom a confirmat prelungirea contractului de livrare a energiei electrice pentru luna ianuarie anul viitor. Cantitatea minimă ce urmează a fi procurată va constitui 251.000 MWh, iar cea maximă 263.000 MWh, comparativ cu 204.000 MWh în luna decembrie. Prețul de achiziție a energiei electrice rămâne neschimbat, 73 de dolari pentru MWh. Astfel, energia electrică procurată de la centrala de la Cuciurgan pentru luna ianuarie va constitui 86% din necesarul de consum al malului drept al Nistrului, suplimentar la energia produsă din surse regenerabile și ceturi. În postare se mai menționează că Energocom poartă negocieri și cu furnizori din România pentru a suplimenta necesarul de curent. Totuși, autoritățile de la Chișinău, precum și companiile Energocom și Moldova Gaz, nu au furnizat nicio declarație oficială în acest sens. Reamintim că în noiembrie Republica Moldova a cumpărat energie electrică din România la prețuri mai mari după ce acordul de achiziție de curent din stânga Nistrului nu a mai fost prelungit. Forța fermierilor cere de urgență rambursarea TVA pentru producătorii agricoli din întreaga țară. Asociația anunță că serviciile fiscale teritoriale refuză exercitarea legii privind întoarcerea taxei pe valoare adăugată, din motiv că nu există un mecanism de implementare a acesteia. Prin urmare, fermierii cer guvernului să intervină. Într-un comunicat de presă, Asociația Forța Fermierilor susține că în marea majoritate a raioanelor serviciile fiscale refuză să ramburseze TVA-ul, deși legea a fost adoptată de Parlament în data de 8 decembrie. În același timp, instituțiile fiscale, în loc să restituie banii fermierilor, continuă să sustragă mijloacele bănești de pe conturile agricultorilor, chiar dacă impozitele și contribuțiile aferente salariului pot fi stinse automat cu sumele TVA în cont. Potrivit asociației, actul normativ este aproape identic cu o lege adoptată acum 2 ani și nu ar trebui să existe probleme la implementare. De asemenea, lipsa unui regulament de implementare a legii care urma să fie elaborată de Ministerul Finanțelor și lipsa unei poziții univoce din partea subdiviziunilor Inspectoratului Fiscal de Stat în raport cu această lege este calificată drept un sabotaj. În context, Forța Fermierilor cere intervenția imediată a Guvernului.
Purtătorul de cuvânt al executivului, Anastasia Taburceanu, nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre pentru a ne oferi un comentariu la subiect, iar purtătorul de cuvânt al Ministerului Finanțelor, Cristina Nicolau, ne-a scris într-un mesaj că guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, urmează să elaboreze și să aprobe regulamentul privind modul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli. Legea a intrat în vigoare în data de 23 decembrie, respectiv Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze și să aprobe documentul care va permite restituirea TVA până în 23 februarie 2023. La începutul acestei luni, Parlamentul a adoptat în a doua lectură proiectul care prevede ca statul să ramburseze integral TVA-ul producătorilor agricoli pentru a-și acoperi datoriile acumulate în perioada aprilie 2022-iunie 2023 la mai multe tipuri de impozite și taxe. Legea prevede că banii vor fi restituiți doar fermierilor care au suportat pierderi de peste 50% pe o suprafață de minim 50% din totalul terenurilor pe care le dețin. Astfel fiind diminuat impactul negativ al calamităților naturale și al creșterii prețurilor în procesul tehnologic. Pentru rambursarea TVA pot aplica și cei afectați de ruperea lanțurilor logistice din cauza războiului din Ucraina și a interdicțiilor impuse de Federația Rusă la exportul de fructe și legume. Anterior, Forța Fermierilor a cerut ca legea să fie aplicată pentru toți producătorii agricoli. În replică, autorul proiectului, deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat că statul nu are suficienți bani. Ce pot avea în comun prințul alb, impresia roză și kung fu? Toate sunt soiuri de lalele care au înflorit în toiul iernii în Bardar, Ialoveni. Aproximativ 20.000 de lalele olandeze au înfrumusețat sera lui Gheorghe Tonu cu o săptămână înainte de termenul așteptat. De mai mulți ani, fermierul cu aproape 40 de ani de experiență cultivă lalele folosind o tehnologie nouă, datorită căreia cumpărătorii au posibilitatea să își bucure ochii și pe cei dragi cu flori proaspete la sfârșitul lunii decembrie. Parfumul primăverii în ajunul anului nou. Gheorghe Tonu, florar din satul Bardar, crește lalele împreună cu soția sa. Bărbatul spune că anterior folosea metoda veche, le planta în sol. În ultimii ani însă a trecut la metoda hidroponică. Este una relativ nouă de cultivare în cutii speciale. Bulbii sunt de obicei plantați în noiembrie. După plantare și udare, tevele se pun în camera de înrădăcinare la o temperatură de plus 5 grade Celsius. De îndată ce rădăcinile prind lungime suficientă, florile sunt transferate în seră. Planta primește toți nutrienții necesari dintr-o soluție specială. Pentru a crește forțat la lele sunt două tehnologii. O tehnologie care se numește de 5 grade și o tehnologie de 9 grade. Tehnologia de 5 grade și 9 grade se iubește pentru aceea că la lele de 9 grade se înrădăcinează în sol, în substrat. La tehnologia de 5 grade la lele se înrădăcinează deodată și începe a crește. Deci este o diferență. Acolo ele stau în sol, acestea noi le păstrăm până când vrem să le punem în sol, adică este o diferență. Un indicator important pe lângă temperatura din seră este umiditatea. Noi ne străduim să deschidem ferestrele, avem fereastră sus, avem fereastră aici, avem fereastră acolo, avem ventilatoare și umiditatea e foarte importantă. Umiditatea la lalele trebuie să fie în jur la 70%, e mai bine încă mai mică. Sera familiei Tonu are o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Acum aici sunt aproximativ 20.000 de flori în diferite stadii de maturare. Stăpânii singuri muncesc în seră. Este mult de lucru, spune bărbatul, dar se descurcă. Și deși anul a fost dificil, nu le-a adus pierderi deosebite, adaugă el. Pe anul de producere e un început, dar da, cărbunii s-au scumpit de 3 ori, față de 3.000 și ceva, 10.000. Deci avem o leacă cheltuieli mai multe, la lele și o leacă mai scump și o să ieșim din situație. Cred că păi, afacerea nu o să le badăm. Lalelele din sera familiei Tonu sunt de diferite soiuri, culori și mărimi. Cumpără bulbii direct din Olanda, din orașul Hillegom. White Prince, Pink Ardor. Noi avem o practică destul de mare și noi știm care flori și cum cresc. Și în baza la asta, în fiecare an, luăm cam aceleași soiuri și de rare ori adăugăm câte un soi, două la dânsă. Deci noi știm soiurile cum se comportă.
În fiecare zi, florarul vinde 300-500 de lalele de diferite culori. Potrivit lui, cu respectarea tuturor condițiilor și îngrijirea corespunzătoare, floarea are nevoie de aproximativ 2 luni ca să crească dintr-un bulb mic. Având în vedere această perioadă, loturile sunt plantate astfel încât lalelele să crească pe tot parcursul iernii. Deci avem plantața muia care înfloresc sfârșitul decembrie-ianuarie, pe urmă și luna ianuarie, luna februarie și luna martie până la 8 martie, noi vei să avem flori. Pe parcursul unui an, familia Tonu crește aproximativ 50.000 de lalele, vând florile la piața agricolă din capitală. Totodată, doritorii pot cumpăra direct din seră, venind la bardar. În acest caz, prețul unei lalele va fi doar de 15 lei. Pentru cei care preferă să sărbătorească Revelionul peste hotare, cele mai populare destinații în acest an sunt România și Bulgaria pentru iubitorii de zăpadă, iar turiștii dornici de căldură aleg în mare parte Egiptul. Bucovel, o stațiune populară în trecut, este acum inaccesibilă pentru cei mai mulți dintre noi, în schimb moldovenii aleg Sinaia sau Brașovul din România. Unele agenții de turism spun că au înregistrat anul acesta o scădere cu 15-20% a numărului de clienți comparativ cu anii pandemici. Cu toate acestea, conform statisticilor, câteva mii dintre concetățenii noștri vor sărbători anul nou departe de patrie. Unde, la ce preț și pentru cât timp poți merge sau zbura, vedeți în reportajul ce urmează. În acest an, potrivit agențiilor de turism, clienții se împart în două categorii, cei care merg în România și Bulgaria de sărbătorile de anul nou și cei care aleg Egiptul. Administratorii firmelor de călătorii spun că cele mai populare stațiuni de schi de peste Prut sunt Sinaia și Brașov, iar tinerii preferă stațiunea Bran de la Poalele Carpaților. Pentru perioada Crăciunului și anului nou, prețurile pentru tururile cu masă inclusă cel puțin dejunul, de exemplu, vor fi cu 10-15% mai mari decât de obicei. România va fi foarte scumpă pentru 3 nopți de la 700 în sus, asta din cauza faptului că ofertele cu prețuri mici au fost luate chiar de români, care la fel se odihnesc în această perioadă, adică ce era la prețuri acceptabile a fost cumpărat încă în septembrie. Puteți găsi mai ieftin de la 250 la 300 de euro, dar atunci mâncarea va fi strict pe cheltuiala dumneavoastră. În Bulgaria, cea mai populară pentru moldoveni de anul nou rămâne în mod tradițional stațiunea de schi Bansko. Tururile variază de la 300 la 700 de euro de persoană în funcție de câte stele are hotelul. Dacă e să vorbim despre restul Europei, tradițional la mare cerere sunt Alpii, Elveția, Austria, Franța, Italia și, bineînțeles, patria lui Santa Claus, Laponia. Putem să le propunem Laponia, este țara lui Moș Crăciun. Aici prețurile încep de la 1500-1800 de euro de persoană. Câteva zile să vă aflați anume în țara lui Moș Crăciun. Potrivit agențiilor de turism, Egiptul bucură cu prețurile sale din acest an. Dacă noi să vorbim despre Egipt, atunci prețurile încep de la 670 de euro de persoană și acest preț include o săptămână de cazare, hotel de 5 stele, zborturi, retur, transfer și asigurare. Cea mai populară destinație pentru moldoveni în perioada iernii în anii precedenți, Bucovel, este practic închis anul acesta, deși posibilitatea de a merge acolo totuși este. Agenții de turism, din motive de siguranță, nu recomandă acest lucru. Nu propunem, nu recomandăm, pentru că pentru noi siguranța este primordială. În schimb, există noi propuneri pentru așa numita destinație de sănătate care capătă popularitate. Este vorba despre sanatoriile din România, Slovenia, Cehia. Основная маса наших туристов выбирает вот в этом году именно Cea mai mare parte a turiștilor noștri aleg anume anul acesta în Slovenia, Rogasca, Slatina, cei care vor să prevină bolile gastrointestinale, care vor să se liniștească puțin. Anul acesta a apărut o astfel de destinație, precum Karlovy Vary și Marianske Lazne în Cehia, dar să mergi la o stațiune balneară pe 3 zile e necesar cel puțin 5-7 zile. Încolo de anul nou, tururile vor fi de 1500 și mai mult.
Și pentru iubitorii de exotic există destule oferte, însă în acest caz un tur pentru două persoane va începe deja de la 7.000 de euro în Maldive sau Seychelles. O călătorie în Emirate va costa de la 3.000 de euro, în preț fiind incluse biletele avia scumpe, având în vedere că zboruri directe din Chișinău acum nu sunt, ci doar din București sau prin Istanbul. Părerile moldovenilor cu privire la o eventuală vacanță s-au împărțit. Mulți bani trebuie, noi suntem pensionari. Aș vrea să-mi vizitez fiica în Turcia, dar, la modul general, aș vrea să vizitez Thailanda. De anul nou, sărbătoresc cu familia, acasă, ne gândim să ne ducem peste hotare în România, poate să sărbătorim la munte. Din cauza salariilor nu mulți au posibilitatea și mie mulți opționează pentru ca să fac acasă de obicei. De aceștia care își permit, care au un salariu mai mare, își permit să duc în alte țări. Voi sta aici cu prietenii și părinții mei. Поедем, конечно. А куда, если не секрет? Vom merge, desigur. Unde, dacă nu e secret? Nu departe, în România. De ce anume acolo? Avem copii la anul acesta, prin urmare, am ales mai aproape. Prețurile în acest an, știți, peste tot sunt mai mari. Desigur, dacă e să le compari cu anii precedenți. Potrivit Biroului Național de Statistică, în ultimele trei luni ale acestui an, aproximativ 15.000 de moldoveni au putut vizita Egiptul, Turcia, Maldivele, Emiratele Arabe Unite și România. În același timp, potrivit unor agenții de turism, numărul mediu de turiști în 2022 a scăzut cu aproximativ 15-20%. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 16:45. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!